Că m-a oprit o doamnă la munci, la piața muncii, mergeam cu cameramanul, editorul, sufletul meu, să filmăm un clip. Bă, și mă bate pe spate o doamnă, la vreo 50 de ani, cu un domn mai înalt, mai tânăr, dar m-am și speriat, auzi? Domnul Trâmbițașu, eu sunt agentă imobiliară, de mulți ani, maică. Nu mai spune de să nu mai luăm comisiuni de la cumpărător sau de la chiriaș. Tu de unde e? Să rămână, doamnă. Păi eu iau de la cine mă angajează. Mamă, nu mai spune că nu mai... Mă sună proprietarii și îmi scot ochii că uite Trâmbițașu, uite că da... Bă, lasă-mă că eu așa muncesc de ani de zile, de aici de ani de zile, ai venit tu aici, puțoiule, puțoiule. Bă, și mă gândeam în lift, băi, o fi pula în jumătate, am stricat eu piața imobiliară, a venit Trâmbițașu și le-a luat pâinea din gură la agenții care făceau intermediere. Bă, și stau și mă, bă, dar sunt prea mulți agenți imobiliari, dar de unde trebuie să fim toți agenți imobiliari? Dacă n-ai școală, ce te faci și vrei bani? Agent imobiliar, dar fă-te mă altceva în pizda, mă, ti să nu pui bip pe ce-am zis. Hai, fraților, să-i dăm drumul. Podcast imobiliar, episodul numărul 7, cu Cristi Priză, Șerban Trâmbițașu și un invitat surpriză, un invitat nebun pe care abia așteptam să-l invit. Nu ca așa am vrut eu, ci ca așa a vrut publicul, că vrea lumea oameni de Brașov. Bine, mă, Brașov. Na, George Șeicaru, zmeul zmeilor pe Brașov din punctul meu de vedere în domeniul imobiliar, șeful agențiilor, tata imobiliarilor, George Șeicaru de la Evolution. O să vă explicăm mai târziu de ce zâmbim și v-am ascultat sfatul, acest podcast vine la 2 săptămâni după ultimul, da? Nu l-ați văzut pe ultimul cu Elena Giovagnoli, în care am vorbit de credite ipotecare, dați un dați cum zici când ai înapoi la un clip. Uitați-vă la clipul anterior. La clipul anterior, așa. Salut, George, bine ai venit de la Brașov. Mulțumesc. Salutare. Salut. Bine v-am găsit. Mulțumesc mult că ai acceptat invitația. Ieri l-am invitat, nu, alaltăieri, luni. Alaltăieri. Am filmat miercuri, luni l-am invitat și omul a zis nu, m-a sunat într-o oră, că s-a sucit și vine. Uite-l. Mulțumit, Andrei. Cum a fost drumul? Soției. Bun. Drumul fain. Se lucrează puțin pe DN1. Păi nu știi că așa e la noi? Așa e la noi. Dar la Brașov era răcoare. Cred că era vreo 24-25 de grade până la 38 aici. Băi, în primul rând vreau să mulțumesc soției tale că te-a convins să vii. Andreea, bravo! Bravo! Andreea este soția lui George Șeicaru, muza lui George Șeicaru, fără de care nu era unde e. Eu îi spun cerebelul meu. Cerebelul. Eu sunt visătorul și ea filtrează. Și tu e smiley. Ea filtrează mult. Da. Bun, deci drumul a fost bun. Priză-l știi? Nu-l știi. Nu-l știu pe George, mi-ai povestit tu lucruri bune despre el și sper să aflăm împreună. Tu-l știi, eu nu știu, e bine. Băi, băia bun, eu l-am cunoscut o singură dată la ultimul Realtor Party, pentru că noi facem party-uri de agenți imobiliari, vin în toată țara și m-a cucerit. Eu miros sufletul omului, că până la urmă sufletul contează, în rest poți să fac orice, să vândă și pahare. Dacă sufletul e bun, ai ce vorbi cu el. Bravo, tăticule. Ca să intrăm direct în pâine în imobiliare, hai. Da? Cu cât scade prețul de vânzare dacă apare urs în zonă? Ești din Brașov, tati. Am înțeles că acolo aveți urși cum avem noi porumbei. Păi dacă ești în blocul de vis-a-vis de ghenă unde vine ursul, așa, ai 10%. Nu, serios. În plus. Serios. În plus. Păi dar nu mai plătești intrare la grădina zoologică. Nu mai serios. Uite, îți dau un caz ipotetic. Știi cine m-a pus să pun întrebarea asta? Ursul. Alexandru Cordea. De la noi, de Renet, cea mai tare agenție din București. Deci, este ultima obiecție pe care am primit-o în 8 ani jumate de imobiliare. Deci am două camere la parter 60 de metri, parter plus 4, dar lângă tâmpa, la baza acolo, sau cum e și la muntele ăla de... În Răcădău vine urs. Așa? Și în schei. Bă, e... Nu știu prețurile la voi, de-aia nu vând acolo și recomand clienților să vândă cu tine. E 70.000 prețul azi, da? Bă, și apare la știri că a venit ursul, a intrat peste o bătrânică în casă la parter, i-a spart gratile, a mâncat în ele, s-a dus, s-a speriat-o pe asta, a făcut bătrânica infarct, s-a dus Dumnezeu să ierte bătrână oricum era. Cu cât scade prețul apartamentului a doua zi? Scade? A doua zi poate scade, adică nu se mai vinde, se blochează. De ce mă, nu-l dau nici cu 50? Nu, ține minte, da, ursul, adresa. Într-o săptămână e gata. Într-o săptămână e la loc. Nu se întâmplă. E tot la 70. Ca la știri. Vezi ursul, da, la știri, da, da, după aia peste 2 zile ai uitat. A trecut efectul de panică, toată lumea se acomodează. Până la urmă, toată lumea știe că în Brașov vine ursul. Doar ești vecin cu el, ar fi culmea să nu-ți vezi vecinii. Ești gard în gard cu ursul. Am înțeles. Prețuri, da? Întrebam, eu sunt curios de ceva prețuri. În mare, niște hai prețuri în Brașov. Hai ca să-l cunoști înainte. Bă, cine ești tu?
Să te cunoască și ascultătorii, urmăritorii noștri. Cine ești tu? Cum ai început tu să câștigi? De mic. Pâinea, de mic, viața... Cine ești? De mic, de mic? Nu de mic, de mic. La 3 ani. De când ai intrat facultatea, dacă ai terminat-o? N-am terminat-o. Doar 3 ani. Nici frate-mi n-a terminat-o. Frate-mi a făcut, n-a terminat, Ingineria Mediului, 9 ani. Facultatea ține 3, ca să înțelegi. Și tot a dat ultimul an, l-a făcut până când... Deci terminat doctoratul în rezidențiatul la medicină generală. Mai am un prieten care a 39 de ani, era tot anul întâi. Da, dar o făcea doar de rușinea lui tata, că tata vrea să termine facultate. A murit tata, Dumnezeu să-l ierte, gata, s-a retras în anul 9. Da. Am făcut 3 ani de drept, care m-a și ajutat foarte mult în domeniul ăsta în imobiliare. În București am făcut, după am făcut de vânzare directă. Și așa am ajuns în Brașov. De 10 ani jumate, în decembrie am împlinit 10 ani de când am ajuns în Brașov. Mulțumesc. Și am rămas acolo. Când ai zis am ajuns în Brașov, ai arătat spre nevastă. Da? Direct. Păi, ai ajuns la te-a luat. Nu. Eu mi-am dorit foarte mult Brașov și ea a fost cea cu decizia. Acolo rămânem, ne întemeiem o familie și este... Au, aveai deja în România. În București. N-aveam copii, dar am găsit orașul, mediu propice să ne creștem copiii acolo. Umblă vorba că e poluarea cât carul și acolo. Nu, avem portițe de ieșire. Mergem pe munte, intrăm în pădure și nu da, mai așa mare poluare. Deci foarte multă... Bă, nici cu herăstrol nu mi-e rușine. Da, da. Nici măcar fonică? Rușine fonică mie. Rușine fonică. Am înțeles. Și ai ajuns în Brașov, te-ai mutat acolo și ce ai făcut? Păi eram director de vânzări și manager de dezvoltare pe filiala de vânzare de cărți. De cărți? Vindeai cărți? Nu despre imobiliare? Nu. Okay. Cărți de la larg consum. Cultură generală, cărți de copii și cărți de bucate. Și până m-am plictisit și am zis să... Accept o provocare. M-am gândit ce e cel mai scump pe lumea asta, unde-s banii cei mai mulți, și am zis că intru în imobiliare. Practic, ăsta a fost motiv. Băi, fix așa a zis și frații mai ții minte? Da. Provocarea asta a fost. Tare. Și fix așa am... Da, aurul? De ce? Că în aur ești mai bine. Aurul e mai scump. Platina? Mă, depinde. E mai... Diamantele puteai să te duci în Africa, de... să te bați cu oamenii. Mai greu de înțeles și nu atât de mulți cumpărători. Știi că dacă cererea e mare... Și dinamica vânzărilor e la fel de mare. Îl știi pe ăla pe TikTok de vinde avioane? Bă, zici că vinde apartament, l-ai văzut, mă? Mi-a povestit Alex Mic de el. Da, e foarte tare. Incredibil. 300 de milioane. De mulți ani. Ha, și așa, cine cumpără avioane de pe TikTok? Așa întreabă și aia, la cine cumpărăm case de pe TikTok? Uite cumpără. Mă, mulțumim pentru inspirație, că pe tine te-am văzut prima dată cu trendul ăsta de TikTok și vineri acum am închis prima tranzacție din TikTok. Oh, adică venit client în TikTok? Venit client din TikTok în colaborare cu colegul meu, cu Alex, cu Soco, și 300.000 tranzacții. Bravo, tati. 300.000? Pe care îl știm efectiv că e din TikTok. 300.000? Da. Nu stă. Așa, și ai vândut cărți? Și am vândut cărți și... Toate. Le-ai vândut toate? Te-ai făcut cred că o garnitură de tren, așa, în spate. Tare. Și după aia am zis, am ales domeniul, ce e cel mai scump, imobiliarele. Și am căutat cea mai mare agenție imobiliară din Brașov și gata aici. Bănuiesc că pe vremea aia cine era? Remax? Remax. Nu știam, habar n-aveam. Și am găsit Remax. Remax oricum e cea mai mare agenție imobiliară de peste tot de lume. Lider, am văzut Remax în Grecia, în Dubai, n-am fost în Dubai. Este lider mondial ca și acoperire, da, ca întindere, da, număr, da, de țări. Că da. La număr de agenți, Kellerul este peste. Bă, bune? Da, 40.000 de agenți în plus sau ceva de genul ăsta. 145.000. Da, 145.000 Remax, 180 sau 190.000 Keller. Wow. Practic ce ai cumpărat, așa, ce ai lucrat la un Remax. Da. Și ți-a plăcut? Mult. Stai, cum ai început? Ce procent sau cum era la început când ai intrat la... Păi eram jumate-jumate cu agenția. Practic ăsta a fost. Ăsta a fost deal-ul și începutul cu... Eu mă ocupam de clienți de proprietăți și cedam jumătate din comisioanele generate în birou. Am înțeles. Da. Biroul se ocupa de logistică și de tot ce înseamnă acces platforme. Eu mă ocupam de promovarea proprietăților și relația efectivă cu clienții era a mea.
Mai de mult știam că se primeau mașini, telefoane, tăcă sau nu? N-am avut. Nu. A fost sistemul la bază, așa ai făcut, pe colaboratori, nu angajați comisioane. Dar tu acu ai agenția ta? Tu acu ești capitan? Acum dețin o franciză și... Tot Remax pe care ți-ai luat-o. Și acum tu dai angajaților. Dar am plecat din Remax. Am plecat din Remax, am făcut o agenție non-name, am crescut o echipă și m-am întors în Remax. Mamă, tu îți dai seama cât de tare e Renet, de fapt? Că dă 100% comision agentului? Poate fi, adică sunt convins că sunt plusuri și minusuri. Depinde ce. Până la urmă, Remax-ul ce este? Este un provider de servicii, un furnizor de servicii pentru agenție. De care tu te folosești. Da. Deci tu practic ești George Șeicaru, fondatorul Evolution. Care se folosește de serviciile Remax, de instrumentele. Da. Cel mai mult, ce mă interesează cel mai mult din toată chestia asta, ce m-a interesat la Remax, de ce m-am întors în Remax, a fost pentru sistemul educațional și pentru know-how rețelei, practic de 50 de ani. Ai acces la informații în alte... Și sistemul fondat în state, o piață matură, cursuri multe, training-uri multe, adică oamenii au deci construit roată. Deci fac și chestii bune. La multe fel bune. Cum, multe bune, la fel cum fac și multe chestii mai puțin bune. Pentru că atenție, absolut, toate... absolut. Dar nu Remax-ul face chestii mai puțin bune. Nu, oamenii. Exact. Oamenii. Așa cum eu nu te văd pe tine, George Șeicaru, Remax. Da. Eu te văd pe tine, George Șeicaru, omul... directorul de agenție George Șeicaru Evolution. Corect. Este și un disclaimer în Remax că fiecare birou este guvernat și operat independent. Este. Da, doar că adică se folosesc de instrumentele Remax. Brokerul este cel care dă direcția. Adică da. Ownerul fixe, cel care deține. Fiecare își face. Nu. Da. Ok. Na, cum e Magnum, cum e el e Evolution. Da. Adică eu ca identitate sunt Evolution. Uite, eu am cunoscut în București, da? Reprezentare exclusivă, o să ajungem și acolo. Da. Salut, colaborez, colegul meu de la Remax. Nu colaborez. Păi cum nu colaborez? Că n-ai reprezentare exclusivă? N-am reprezentare exclusivă. Sau am reprezentare exclusivă, dar vreau să vând singur, nu vreau să colaborez. Păi în contractul tău de reprezentare exclusivă n-ai obligație de colaborare? Ia uite, mi-a închis. Îl sun, n-am mai răspuns niciodată. Da, de la nevastă mi-a răspuns după aia. Da. Îmi place să fac o analogie, cum că Remax-ul ăsta e ca un Lamborghini, efectiv, dar depinde foarte mult de șofer. Dacă găsești un Lamborghini dat în gard, nu știu dacă e vina Lamborghini. Dar merg, contează cine... Da, desigur, cine orice, conduce. De fapt. El poate să facă, dacă ții de șasiu și de direcțiile sistemului, îți iese. Da. Dacă nu... sunt agenții Remax în țară care iau comisiuni de la chiriaș și de la cumpărător. Da. Tu nu faci așa ceva, că altfel nu erai acum aici cu mine. Tu ești, lucrezi în reprezentare exclusivă. Din 2014, de când am intrat în sistem, militez pentru acest concept de reprezentare exclusivă. Adică am... Un fel de milițian. Militez, nu, glumesc. Am să tăpene. Fac... Adică am intrat în octombrie militator. Și... După primul curs, sunt autodidact de felul meu și merg mai departe și mă aduc din exterior... cursuri în Europa, online, din state și după primul training online pe care l-am făcut pe Academie, am ajuns în Power Start, cursul inițial de începători, cu 22 de contracte, dintre care 18 exclusiv. Reprezentări. Nu făcusem Power Start. Nu începusem. Și atunci la training m-a întrebat trainerul, ok, ai atâtea, dar câți oameni cunoști? Pe toți. Cu nume, prenume, cu situație, cu tot. Bun. Deci tu acum ai agenția ta. Da? Evolution. Hai să-i spunem, da. Evolution, pentru că tu contezi, nu providerul de servicii. Câți oameni ai? 23 de colegi, agenți și 5 în staff. Sunteți două echipă de 28 de oameni. Da. Cu tot cu soția ta sau fără? Cu tot cu soția. Noi aveți business de familie. Noi suntem împreună de... Cât sunt? 18 ani? 17-18 ani și am lucrat separat 5 luni. Temperatul birou... de fiere. Rest biroului. Viața ta. Deci noi nu știm altfel. Toate activitățile au fost business de toți oamenii tăi care sunt în subordinea ta...
Lucrează în reprezentare exclusivă. Lucrează în reprezentare exclusivă. Ăsta e, conceptul ăsta e foarte bun. Mai avem și câteva intermediari pe proprietăți speciale. Depinde de, depinde de fiecare gen. Poate fi. Dar tendința este să trecem 100% la reprezentare exclusivă, adică acolo v-ați propus ca până în 2025 să treceți la reprezentare exclusivă? Nu ne-am propus. Așa cum România și București și-a propus ca până în 2025 să reabiliteze termic toate lucrurile comuniste din București? N-avem o propunere până în 2025, eu cred că o să se va întâmpla mult mai repede. Știi că primăria Bucureștiului și-a propus ca până în 2010... Okay. 2015, 2010, 2020, acolo să finalizeze metroul din drumul Taberei și la Trinată în 2021, 2020. Eram în București când s-au început săpăturile. Mama mea și de 10 ani în Brașov. Înțelegi? Vindeam niște cărți pe șantierele alea. Apropo de asta, am vândut mici pe un șantier. Când se făcea metroul de la Străulești, am deschis cu un tovarăș o cârciumă. Cum se numea? Ca să... Doi băieți. Care făceau mâncare pentru șantierul metroului București noi, da? Magistrala cât e mai aia? În fine, nu știu. A4 e? Așa. A4, da. Am închiriat în spațiu, bucătărie, eu găteam, eu vindeam, eu pasam, ăsta stătea la casă și bătea tovarășul. Păi și regele micilor sau cum era... Lasă-mă, bă, păi el nu l-ați luat. Da, bă, frate. Și am vândut mâncare până când mi-am dat seama că pun prea mult suflet, bă, nu țuiesc, e mic și zic, hai înapoi. Trei. Ok. Zi-mă, priză, că am serie aici de întrebări, îl ținem pe fratele nostru, face cel mai lung podcast din istorie sau... Eu am o întrebare dificilă. Când îți pleacă... Întreb pentru mine, pentru sau pentru un prieten. Ce bună e asta. Când îți pleacă un om din echipă sau vrea să plece din echipă sau, nu știu, simte că vrea să treacă la nivelul următor sau că vrea să-și deschidă ceva, sau, nu știu, vrea să plece. Cum se procedează? Adică cât de ușor e să... părăsească echipa sau s-a întâmplat să plece cineva din cei 20 și cât sunt? Păi am deschis vreo 3 agenții în Brașov până acum. Ok. Și am mai plecat vreo. Și cum adică se procedează la... Întreb ăsta, pentru mine business-ul, că... business-ul meu la nivelul pe care îl fac este un business de HR până la urmă. Eu, apropo, tranzacționez rar și foarte rar de 3 ani încoace. Mă ocup efectiv de creșterea agențiilor. De educarea pieții, bravo. Da. Educație și vă propuneți și... ca până în 2025 să fiți... terminăm și metroul din Brașov. Doar am fost primul birou care de la 1 februarie, cu toate că franciza a anunțat că de la 1 iulie se trece pe reprezentare exclusivă 100%, de la 1 februarie am zis gata, stop, după ce am făcut analizele pe anul trecut. Că nu rentează, efectiv. Ia zi analizele pe anul trecut. Păi analizele pe anul trecut au fost că am făcut 118 tranzacții de vânzare în reprezentare și în intermediere am făcut 7. Încă mai ai câteva în intermediere, băi, ești nebun, stai puțin. Am promovat un număr aproximativ egal de proprietăți. Și astea erau rapoartele. Și am zis, dacă pe fruntea mea scrie tâmpit să dau 2 lei pe un leu, m-a costat vreo 12.000 de euro promovarea și eu am încasat 3.000. Mamă. Zic, eu nu mai fac așa ceva, gata, stop. Yeah. Și oamenii au înțeles. Oamenii tăi dau 50% pe un birou? Da. Ok. Păi în locul tău nici eu n-aș mai tranzacționa. 25 de aici, dare, tati. Să mă ducă Dumnezeu stai, acolo, stai, deschid stai, agenția stai imobiliară spun, până 1 august, stai, ajungem și la asta, zi. Ok, dar asta putem să discutăm ori într-un alt podcast sau în particular. Nu, aici discutăm. Da, discutăm să zic de marge. Știi, acum, m-ai prins? Te mai chem o dată, m-ai prins. Din alea 7, am constatat că 4, la 4 dintre ele, reprezentam cumpărătorii cumva. Mama mea, ce căutai pe trei? La trei, de fapt. N-are nicio noimă. Adică, nu, este doar un... Ce înseamnă reprezentare exclusivă? Am zis-o și eu, ai să și priză în diferite podcasturi, să audă și din gura altcuva. Poate n-a fost noi limpezi. Reprezentarea înseamnă focus pe client. Clientul care te angajează să reprezinți efectiv interesele lui
nu se reprezint, adică nu reprezinți tranzacția. Tranzacția cumva vine de la sine, e din inerție. Dar focus pe nevoile și dorințele clientului care te angajează. Fie el vânzător sau cumpărător? Fie el vânzător, fie cumpărător, adică cumva muncă de avocat. Voi folosiți chestia asta, comparația cu procesul de divorț, da. Dar nu-i corectă din punctul meu de vedere, pentru că e un proces de partaj. Da. Nu divorț, ci partaj. Da? Când, ok, separăm bunurile, okay, ia casa, dăm banii și invers, ia-ți banii. Deci ca agent de reprezentare, rolul meu, în cazul în care eu sunt specializat pe reprezentare exclusivă vânzător. Îmi place să am o proprietate la care să vină 10 cumpărători, decât să am un cumpărător pe care să-l duc la 10 proprietăți. Și eu sunt pe același principiu, pentru că îți place, e mai rentabil. Este mai rentabil, este mai safe și este mai palpabil. Adică e mai rentabil, man! Când în timpul în care găsești unui cumpărător o proprietate, poți să vin 7. De 7 ori mai rentabil. Da. Că satisfacția, că până la urmă noi muncim pentru oameni, satisfacția că îi găsești lui o proprietate după 7 căutări, 7 săptămâni de căutări, e tot mare. Dar parcă e mai mare satisfacția să fii 7 proprietăți. Nu știu cât de mare este. Dacă faci 3 luni de zile căutări pentru un client și l-ai dus la 10, 15, 20 de vizionări și după aia cumpără, zici, nu mai ai nicio satisfacție. Bine că a scăpat de tine asta. Pe cei care reprezintă doar cumpărătorii, știi că sunt agenți. Și eu sunt agenți și foarte bine, am și eu agenți. Au stilul lor, man, ăștia. Eu stilul meu pe vânzări, așa au ei stilul lor pe cumpărări. Deci, am și eu agenți. Și poate să facă mai repede. Am agenți care califică extraordinar de bine cumpărătorul, se ocupă de cumpărător, dar închid cumpărători cu comision la colaborare, unde e comision zero. Adică cumpărătorul e dispus să plătească, înțelegi? Da. Da, deci înțeleg valoarea serviciului. La voi cât se cere în Brașov la Evolution pe reprezentare exclusivă cumpărător? Ce comisiune îi luați? 3-4. Ok. Deci că nu e, depinde de fiecare... Okay. Am stat și eu de câteva ori și am luat 3%. Depinde de situație, depinde de cerere, depinde de mai mulți factori. Dar mie mi-a trecut asta cu cumpărătoria, așa am început și eu, că e mult mai... Știi cum e? Agentul imobiliar începător suferă de un sindrom. Eu îl numesc, le spun că sunt pavlovieni. Fiți atenți, urmează să aflați un pont foarte mare... pentru cei care vreți să deveniți agenți imobiliari. Uite de unde începi. Uite de unde transfer piața rece în piața caldă. Continuă. Sunt pavlovieni, le zic eu. De ce? Pentru că dacă le sună telefonul și este o cerere, încep să le curgă banele. Gata, asta e comision. Și le ia mințile. Și nu e așa deloc. M-am fript și eu la rândul meu, probabil că v-ați fript și voi, să iei orice cerere care îți intră în portofoliu și te apuci să cauți. Și culmea a fost, m-am lăsat de chestia asta când prezentat 6 case unui cumpărător timp de 3 luni și după aia mă sună, mersi, mi-am cumpărat. Păi fută toată rapa, m-am enervat eu acum că mi-ai povestit, dar pui tu atunci ce nebun. Cât ți-ai adus aminte și tu de ceva întâmplări? Că te-a defibrilat nevastă, două ore să-ți revii la viață. Și dacă ne apucăm să derulăm fir, următorul cumpărător cu care am intrat în contact, i-am prezentat 3-4 proprietăți și i-am zis, bă, zic, nu-i pentru tine, era februarie 2015, nu cumperi, nu o să cumpărați. Era new entry, new buyer și... Erau la început, zic, nu o să cumpărați, hai că ne auzim. Când îi găsi proprietatea perfectă, vă sun. I-am sunat în februarie 2016. Am intrat într-un apartament și am zis, ăsta e pentru ea. Ai ținut-o minte pe omul ăla, dar tu... Îi ții minte pe toți. Ok. Deci până la 10 agenți știam toate proprietățile, toate cererile, toate caracteristicile, toți clienții, toate poveștile lor. Și acum țin. Și am sunat, am găsit... proprietatea pe care o cauți. Hai să o vezi. A venit la vizionare, intră în apartament și zice, da, anul trecut o cumpăram pe asta, dar acum mi-a crescut bugetul, mi-a crescut și pretențiile.
Și atunci ai lăsat tot. Atunci ai zis gata. Nu, că i-am, deci i-am închis. Zic, bă, fraților, ok, stai, mai punem o dată la masă, mai trecut ceva timp peste voi, sunt prieteni la Catarama acum cu noi. E moașa copilului nostru. Și consilierul juridic al firmei. Și am căutat, am închis atunci într-o lună. Gata, ok, ai buget. El a venit cu apartamentul. Bă, George, am înțeles, ești profesionist, uite aici. Ăsta e apartamentul, în colaborare. Era un alt agent. Îl știi pe ăsta? Pe ăsta vreau să-l cumpăr, îți dau comision. Hai cu mine. Ce tare. Și m-am dus că eu și-am închis. Ce înseamnă, bă, să te respecte, bă, și s-a păstrat. Da. N-ai zis nimic din ce am spus oamenilor că o să spui. Mi-a venit o idee în timp ce eu ne gândeam la ea. Cum să devii agent imobiliar de succes în reprezentare exclusivă dacă o iei de la zero? Bă, păi, te chinui să iei de o proprietate două priză, da? Mergi cu clienții cumpărători la el. Nu-i place. Dar nu dai anunțuri false să te sune, să-i păcălești tu, dar vă arăt altceva. Nu așa. Nu. Pe băiețeală tru, da? Și nu-i place. Îl aduci la birou și spui așa, eu caut pentru dumneavoastră 3 luni de acum înainte. Să nu am contract de reprezentare exclusivă pentru cumpărător. Și stai și cauți lui nebunul ăla, al cumpărător ăla de vrea el să-și cumpere. Tu căutându-i, dai de proprietari. Unii te plac, alții nu. Dacă cumpărătorul tău nu vrea să cumpere proprietățile de le-ai propus, poate vreunul din proprietari te place și îți dă reprezentare exclusivă să-i vinzi tu bunul imobil. Și uite așa, îți faci portofoliu de reprezentări exclusive. Eu pe asta o știam, așa m-a învățat fratele meu să lucrez acum 10 ani, dar am uitat. Hai că le mai dăm una. Zi. Cum încep să fie atât de plăcut, dar nu în intermediere, da? Asta a fost una, mai zi una. Reprezentarea e foarte grea. Pentru că, în primul rând, nu ești tu pregătit ca agent să faci treaba asta. Da, gândește că de-aia trebuie să fii sub agent înainte. Imobilele, ceea ce facem noi, lucrăm cu ouăle lor de aur. Imobilele sunt cele mai valoroase active ale clienților după membrii familiei, de regulă. Corect. Și atunci, în reprezentare, asta înseamnă, băi, Șerbane, ești bun, te văd, ești profesionist. Iau. Înțeleg că ești, poți să faci minuni, da, minuni. Nu poți să faci minuni, dar poți să faci mai bine decât mine, să-l valorifici mai bine. Ia ouul meu de aur, scoate din el, pui de aur. Da? N-ai voie, o ai obligație morală să nu te pui pe ăla, să-l clocești, să-l dai stricat înapoi. Ia, n-am făcut nimic. Și atunci trebuie să știi ce duce la vânzare, care sunt condițiile și așa mai departe. Și pentru asta, pentru începători, cum îi învățăm noi? În primul rând, alegeți zona. Dacă pentru mine sunt două direcții. Agentul de reprezentare exclusivă, vânzător, trebuie să lucreze pe zonă, o arie geografică, să domine o zonă, să știe toată informația din zona aia. Și agentul de cumpărător trebuie să lucreze segment. Înțelegi? Două chestii. Da. Zonă și segment. Bun. Alegeți zona ca agent de listing și apucă-te și sună tot Argus-ul sau Flex-ul sau orice. Ce sunt astea? Eu știu ce niște, sunt. Niște instrumente, niște baze de date cu proprietăți la vânzare de la proprietari. Care bazele astea de date cine le face? Ce sunt ele? Ele sunt niște extrag efectiv din online după număr de telefon unic. Toate anunțurile la prima intrare. Anunțurile date de proprietari? De proprietari. Da, și atunci, practic, sună cu un an în spate toate proprietățile care au fost la vânzare și vezi efectiv câte au fost, ce s-a vândut, cu cât s-a vândut, în cât timp s-a vândut, ce nu s-a vândut, ce s-a repoziționat. A, adică să muncești? Aha. A, ca și agent imobiliar trebuie să muncești, nu stai mult în cur și faci două vizionări și îți vin banii și faci 1000 de euro? Deci se muncește. Am înțeles. Bun. Da. Zi-mă, priză, întrebări mai... Se muncește mult. Plecăm, mergem? Am făcut și clip pe TikTok despre asta. Deși am zis că mi-e așa să dau nume, dar când sunt cazuri excepționale, dăm nume că se întâmplă. Bravo. Am un client care vrea să cumpere un 4 camere. Bun, tot vorbeam de cumpărător. Și am văzut un anunț interesant. Un 4 camere... L-am văzut de vreo 8 ori postat, cum se întâmplă, la mai multe agenții. Sun și eu la prima agenție să aflu niște detalii, că mi se părea chiar interesant. Să aflu și prețul, că erau prețuri diferite, în fine. Îmi răspunde un băiat de la o agenție imobiliară cu primele 3 litere din alfabet și după aia imobiliare. Și... Să nu dai nume. Și vorbesc, salut, ai un apartament cu... Prima oară părea că nici nu mai știa de el, în fine. Da, așa, zi-mi și mie, uite, sunt Cristi Priză, am un client cumpărător, e ce trebuie apartamentul, mi se pare interesant, dă-mi și mie niște detalii, nu colaborez. Păi,
de ce nu colaborezi? Nu, noi nu colaborăm. Păi da, dar știi că anunțul ăsta e dat de vreo 8 agenții cu prețuri diferite, adică bănuiesc că n-ai controlul, că altfel nu era dat. De ce să nu colaborezi? Nu. Ori îl vindem noi, ori nu colaborăm, așa lucrăm noi. Zic, bine, n-am ce să fac, bine. Stai, închid. Al doilea anunț, caut, aceeași agenție, alt anunț, aceleași poze, alt preț. Asta n-am mai pomenit. Am mai pomenit să aibă diferite agenții, diferite prețuri și același anunț, dar aceeași agenție, același anunț, odată cu 188.000 și odată cu 197. Asta n-am mai văzut. Al doilea am sunat, nu mi-a răspuns, dar ca idee era, bă, da, voi sunteți colegi, nici măcar nu știți că aveți amândoi același apartament cu aceleași poze, cu prețuri diferite, sau chiar nu vă interesează, sunteți la modul, bă, nu știu, pune-l și tu cât îl pui? 188. Eu îl pun 197. Eu zic că nu știu de ei, unii de alții. Nu știu, deși tot același birou, men, adică biroul e ăsta, ce avem noi aici. Da, unul la masă aici, unul aici. Ăsta caută, ăla caută, sună la același apartament, nici nu s-aud. Dacă sistemul, practic, sistemul tradițional este un sistem foarte viciat, pentru că se bazează pe multiplicarea anunțurilor de la proprietar. Bună ziua, colaborație, e valabil, da, iau și eu pozele, îl pun și eu. Iau și eu pozele, unde e? Exista o carte care pe mine m-a marcat în 2015, am găsit-o în Cărturești, cred. Cum să vinzi o casă? Scrisă de un agent imobiliar. Băi, fraților, dacă vreți să nu faceți imobiliare sau să nu lucrați cu agenție imobiliară, citiți carte. Proastă rău. Doamne ferește! Doamne ferește! Cum să pui capace, cum să pui cârlige, cum să faci vizionare, cum să... Deci nu există așa ceva. I-am zis... Capa, stai. Ăștia-ți termeni golănești imobiliar. Să pui capac înseamnă să spui tu peste prescerut. Exact. Cârlige înseamnă să... Să pui anunțuri false. False. Poate că ăsta hai este... să nu învățăm agenții începători să pună capace. Păi, hai să învățăm ce sală și să, când auziți așa ceva, fugiți de el. Fugiți. Deci nu, auzi, nu așa dar la chirii, tu cu agenții tăi imobiliare ia 25, bine că ai tu 25 de oameni. N-am. Eu n-am. Am 23 de colaboratori. La chirii luați comisiuni de la chiriași? Luăm și comisiuni de la chiriași când îi reprezentăm. Când îi reprezentați. Când reprezinți proprietarul, iei comisiuni de la chiriași? Nu. Bă, trecem în... Absurd. Este absurd. Deci dau și o lună de chirie, fiind. Și o lună garanție, dar nu mai am bancă dacă aveam bani, aveam avans de ipotecar, câți bani să pot mânca varta ta? Depinde de fiecare agent în parte. Acum începem să trecem la 100% comision și zero de la chiriaș. Băi, stai să ne înțelegem. Reprezentarea exclusivă e, cum să zic, fructul, e cel mai bun lucru din piață. Asta nu înseamnă că cei care fac intermediere nu au voie să facă. Oamenii pot să facă intermediere. E dreptul lor. Ei aleg varianta mai proastă, cum ar veni. Absolut. Poți să faci reprezentare sau poți să faci intermediere. Tu alegi să faci ce vrei, dar... Dacă ducem... Hai să definim puțin opțiunile de lucru ale unui vânzător cu un agent sau ale unui agent cu un vânzător. Și fiecare vânzător are 4 opțiuni. De la 1 la 4, de la cel mai benefic la cel mai nociv. Pe ultimul loc, știți ce este? Exclusivitate. Toată lumea fuge de exclusivitate. Pe ultimul loc este exclusivitatea. Cum faci? Ai control pe tranzacție și comisionezi ambele părți. Pe locul de cel mai nociv, mai puțin nociv, dar totuși nociv, este intermediar. Da? Pe locul 2, benefic, dar nu cel mai benefic, este să vin singur. Și pe primul loc este reprezentarea exclusivă. Când angajezi un agent. Mă gândeam azi în lift, în timp ce urcam eu până la 10. Că m-a oprit o doamnă la munci, la piața muncii, mergeam cu cameramanul, editorul, sufletul meu, să filmăm un clip. Când am plantat eu pepen la piața muncii săptămâna trecută. Bă, și mă bate pe spate o doamnă. Până la vreo 50 de ani, cu un domn mai înalt, mai tânăr, dar m-am și speriat, auzi? Domnul Trâmbițașu, eu sunt agentă imobiliară. Dă mulți ani, maică. 50 ceva, doamne, bă. Nu mai spune de să nu mai luăm comisiuni de la cumpărător. Sau de la chiriaș. Tu de unde e? Să rămână, doamne. Păi eu iau de la cine mă angajează.
dar trebuie să filmez și un clip, că eram cam, nu pot sta. Mamă, nu mai spune că nu mai, mă sună proprietarii și îmi scot ochii că uite trâmbița și uite că da. Bă, lasă-mă că eu așa muncesc de ani de zile, de aici de ani de zile, ai venit tu aici, puțoiule, puțoiule. Bă, și mă gândeam în lift, băi, o fi pula în jumătate, am stricat eu piața imobiliară, a venit trâmbițașul și le-a luat pâinea din gură la agenții care făceau intermediere. Bă, și stau și mă, bă, dar sunt prea mulți agenți imobiliari, dar de unde trebuie să fim toți agenți imobiliari? Dacă n-ai școală, ce te faci și vrei bani? Agent imobiliar, dar fă-te mă altceva în pizda, mă, ti să nu pui bip pe ce-am zis. Bă, fă-te mă altceva, mă, fă-te mă vânzător de huse de telefon, învață să pui o folie, dă-i un lac pe mese de lemn, că nu-i o rușine. Realitatea. Băi, frate, angajează-te la fabrică, la Lego și mai am, lasă-mă să termin, pune scoci în studiouri de filmare, pune scoci unde să fie scaunul. Unde te duci? Stai cu noi. Nu, serios. Numai toată lumea trebuie să fie, suntem 7.000 de agenți imobiliari și nici nu mai știu dacă e doar în București sau în toată țara. 7.000 pe care îi știi tu. Pe care îi știi, nu, declarați. Declarați. Și eu știu 5 nedeclarați, ca să fim, adică câți ori fi Dumnezeu cu mila. Toată lumea, agenți imobiliari, bă, mă sună prieteni vei care n-au săraci, nu, prieteni, cunoștințe, prieteni, nu. Bă, vreau și să mă fac agent imobiliar, de unde să încep? Lasă-mă, nu mai începe și tu, mă. Numai că acum se reglementează meseria, că tu o să intri în intermediere și o să strici piața și o să mă bați pe omul la piața muncii și o să-mi zici că-s bulagiu, că stric eu piața. Hai, mă, să rămânem 500. De ce trebuie să fim 7.000? Pentru că nu... Cam, mă, ce m-am enervat. N-ai niciun fel de... N-ai niciun fel de... Bă, frate, vinzi pe fel în piață. Cu toate că domeniul ăsta e atât de important și atât de mulți bani în domeniul ăsta, nu există niciun fel de reglementare, efectiv. Lua mea și hate cu carul după speech-ul ăsta. Deci n-ai. Bă, lasă-mă, mă, hai să ne facem magie. Florine, vreți, mă, merge studioul? Se... Bogdan, angajez. Merge foarte bine. Evident că merge, că e cel mai tare studio de înregistrări pe care l-am văzut vreodată în viața mea, Flobo Studio. Vrei să înregistrezi un podcast, să faci ce vrei tu, are și green screen. Am mai pus două reflectoare. Am mai pus și aici pe reflectoare. Numai, băi, nu mai puneți reflectoare, mai puțin ochii deschiși. De bună acum să fac podcast așa. Deci asta e, da. Nu există, se lucrează, se dorește. Bă, de vreau examen, vreau... Desigur. Bă, eu vreau facultate de agent imobiliar. Ce pui mei? La drept, bagă meu. Da. Bagă meu la drept, serios. Și cine predă acolo? Că aici e întrebare. Șerban Trâmbițașu, George Șeicaru, Vlad Trâmbițașu, Sorin Răducu, cum? Mihăiță Moldovan, Daniel Dobre, Mihai Badea, îți zic profesor de imobiliare dacă vrei priză cu carul. Cum o cheamă pe nevasta? Andreea Șeicaru, serios, sunt. Ia fii atent, apropo de educație. Mihaela Anton, Cristina Marin, avem frate agenți care știu să o facă ca la carte și poate să predea cursul. Sunt mulți agenți de calitate în Sorina, România. Cum o cheamă pe Sorina din Brașov? Îmi place mie de ea. Goci. Sorina Goci din Brașov. Agent care chiar predă cursuri. Păi nu ai, că agenții care știu să facă imobiliare, fac imobiliare. Eu pe ăștia vreau să predea la facultate. Știți că e profesor universitar de imobiliare la facultatea de imobiliare în cadrul Universității de Drept. Ca să nu mai fim 7.000 de agenții să mă bată pe mine... Sunt foarte mulți oameni care mă întreabă de ce sunt așa masochist, că pe mine m-ar plăti piața mult mai bine decât mă plătesc agenții. Da, nu. Eu stau să-i trăinuiesc, dar pierd foarte mult ca și nivel de potențial comision din tranzacție. Bine, mă, că și tu ai capul mare și zi. Da, și anul ăsta, apropo de educație, am enervat și eu ca tine, cum facem să educăm, că nu vorbim aceeași limbă și agenții din piață, colaboratori, nu înțeleg diferența dintre reprezentare, exclusivitate, când colaborăm, când nu colaborăm, când e liber în piață. Și am făcut un concept, Real Estate Gym. Niște sesiuni de roleplay-uri, de workshop-uri speciale pentru reprezentare exclusivă, deschise pentru toată lumea. Bă, la Brașov acum? Da. Ăsta de la ai făcut, ce rău îmi pare când am fost aici, m-am întâlnit cu Toma Filipovici, coleg al meu de la Renet, și mi-a zis că a rămas paf. Bă, ce am văzut la Șeicarul la nebunul ăla acolo, bă, câți înși ați fost? 48-50 de cursați, mi-a zis, eu n-am văzut în viața mea așa ceva la un curs. Când a deschis profesorul gura, bă, nu se auzea respirația, a zis că au murit românii ăștia de mă scurt.
așa sorbeau. Super, bravo, da. Bravo. Ce rău îmi pare că n-am ținem, fost. Ținem mult de chestia asta și ne educăm colaboratorii. Dacă nu avem aceeași educație, nu vorbim aceeași limbă, nu ne mai înțelegem. Mai vin și eu cu toată echipa mea, îți mai aduc 20 fiecare, de secunda 2, serios. În ultima zi de joi a fiecarei luni, facem asta. Deschis. Și okay. Joia viitoare va fi și ultima joi din august și așa mai departe. Și mie mesaj cu săptămâna înainte. Îți dau. Și de asta am făcut gym-ul. Și am zis așa, de la Real Estate. Re-gym. Am zis, bă, fraților, ăsta e regim. Ce vă învăț eu aici? Fiți atenți aici. Ce vă învăț eu e foarte greu. Dar și dacă vă iese, e brain fitness. Când ați ieșit în piață, știți cum arătați? Fit. Fotomodele. Deci care și fit să înseamnă ceva. Care un client n-are cum să nu vă angajeze. De asta am făcut. Bravo, Real Estate Gym. Fit. Despre asta e vorba. Bă, frate, tu ai foarte multe informații. M-ai învățat o chestie. O să vorbim în a doua parte a podcastului despre asta pe care am aplicat-o și am vândut deja 3 apartamente cu ce m-ai învățat tu. Să-ți dea Dumnezeu sănătate în 2 săptămâni. Tu ești foarte deștept pe meseria ta și ai 25 de oameni pe care îi duci și tu, pentru că particip la foarte multe cursuri, la foarte multe școli de imobiliare din toată planeta. Câte pe an? Păi fac cam 2 internaționale și în România cam tot ce se poate. Câte pe an? 10. Cam la 10 merg. Dar le folosesc ca de reîmprospătare de informații. Asta, informație tu știi nouă. Tot ce vezi acolo. Știi tot. Absolut. Ce vorbesc. Eu în podcasturi cu priză, deși te uiți la toate, ca să se aducea că bă, am uitat asta, n-am mai zis-o de mult. Da. Îți ții mintea antrenată. Bravo. Da. Despre asta e vorba. Repetiție e mama învățătorii și cel mai bine înveți. Doamnă, care m-ați bătut pe spate și vă uitați la piața muncii cu fiul, nepotul care ți s-a dat așa. Uitați-vă, mergeți la cursuri. Nu mai stați la cafele seara după mai enervam. Am simțit un pic de teamă, deși eram cu Alex Mic care bate 70 odată. Avea așa o privire. Alex Mic are povești în alea, că am ieșit de la metro că veneam de la facultate și era un copil mic de 5 ani, 7 ani și au venit 5 băieți și au vrut să-i fure telefonul și i-a întins pe toți într-un minut. I-a distrus pe toți într-un minut, i-a întins și i-a dat lui copilul la telefonul. Eram cu Alex Mic, dar tot timpul era un pic de teamă de nepotul lui doamna care m-a făcut pe spate. Serios, ai zis că acum mă, se face la mine, că și doamna era un pic agresivă. Și o privire așa de psihopată, ușor? Nu îi avea privire de psihopată, avea privire săraca de om disperat, pentru că i-am stricat clienții, clar, clienții, care puneau botul la ea și 1000. Pune-te și în locul ei, e de înțeles că... Nu! Deci... Și dacă mă pun în locul fiecăruia, pune-te și în locul criminalilor și violatorilor și copiatorilor de conținut și... ca să nu hai să ne întoarcem. Că-i prindă ei. Vreau să mă întorc puțin la întrebarea lui Priză și pe câți au plecat și cât de greu este. Dragoste cu forța nu se poate. Asta e regula numărul 1. Și într-o relație de colaborare trebuie să fie toate părțile angajate. Și dacă suntem 50-50, eu vreau. Știi, dacă tu nu vrei și te forțezi, cei peste 50 se numește viol. Știi, violul e penal. Și eu nu vreau să am vreun dosar penal, adică se pedepsește grav. Nu. Pentru că intri în relație toxică și cel mai bine e să ne strângem mâna, rămânem prieteni, colaboratori, dar colaborez extraordinar de bine cu toți agenții care au fost, care au învățat de la noi și care au plecat. Poveste. Am citit un articol zilele trecute, undeva în Egipt, un bloc s-a prăbușit pentru că vecinul de la unul a vrut să-și facă open space și a dărâmat zidurile de rezistență, tot ce avea rezistență și ziua următoare sau la 2 zile, deși vecinii au zis, bă, nu faci asta, ești nebun, a picat blocul. Erau, nu știu, mulți, morți, în fine. Și în România sunt foarte mulți oameni inconștienți și mă uit la voi, băi, nu mai dărâmați ziduri de rezistență. Știu foarte multe cazuri, în foarte multe blocuri unde am auzit și am fost, că oamenii dărâmă ziduri de rezistență. Nu mai faceți asta. Am vorbit cu un prieten structurist și mi-a zis că atunci când dărâm un zid de rezistență într-un bloc, este exact cum l-ai încadrat la bulină. Dacă se întâmplă un cutremur sau, Doamne ferește, zidurile, mai ales la etajele inferioare, zidurile alea au... un scop bine determinat. Cum acolo. În Egipt a dărâmat unul da, și a da, făcut da, un da, și a căzut blocul. Și au murit oameni mulți. Au murit niște oameni, nu mai știu câți, Dumnezeu să ierte, dar nu dărâmați ziduri de rezistență, dacă rămâneți cu ceva. Chiar mă, Brașovul cum e ca nivel seismic? Păi de asta m-am apucat de imobiliare la Brașov, că nu e zonă seismică. Nu e, nu? Nu există. Foarte puțin. Există liste cu de genul? Da, avem o listă cu imobile cu risc.
dar cele mai mici, U3, da, risc asta, 3, nu avem bolină. N-aveți gradul 2, U2, n-aveți de-astea. Unul singur am impresia că este cu bolină, dar... Și ăla ce au? S-au urcat 45.000 de urși pe terasă și au început să trăbuie. Au tăiat cu, au tăiat cu plasmă să nu se audă, să nu audă vecini. Deci din punctul ăsta de vedere Brașovul nu are o problemă. Auzi, dar mi-ai zis de ce Brașov. Am vrut să te întreb de ce Brașov. Păi că sub malul Dunării în apă până la Brâu și am zis că munte n-am avut și m-am mutat la Brașov. Înțeles. Prețuri în Brașov, raportate la București, nu știu, două camere într-o zonă bună în Brașov? Cred că sunt mai mari decât, din ce știu, decât în București. Două camere clasic, 50-52 de metri, un etaj intermediar. Într-o zonă semicentrală și centrală, 70, 80, 90, depinde de finisaj. Păi nu e la fel. Da, acolo. Dar, știi, densitatea de imobile și de oferte valabile fiind mult mai mică decât în București și zona mult mai compactă, orașul mai compact. Am observat iese ca medie peste. Fenomen de ceva timp, câțiva ani, 3-4, se tot plânge lumea că a început să se construiască neștire în Brașov și că se strică feng shui-ul. Feng shui-ul, se strică decorul, mai ales în drumul ăla spre Poiană. Că au început unii să facă niște blocuri, că stai că ne strică muntele, că nu mai e urbanismul, că au început să se dea autorizații. Care-i treaba? Cum se construiește în Brașov? Într-adevăr, se construiește destul de haotic. Sunt câteva zone blocate din punctul ăsta de vedere, ceea ce spui și tu, drumul de Poiană, Scheiul. Blocate în ce sezon? Se mai dau puzuri? Puz un lucru. Nu se dă autorizații de construire, dar se construiește, eu zic că, mai corect decât în alte orașe. Mult mai corect. Au cumva, au control. Desigur, nu poți să te... N-ai cum să te opui dezvoltării. Este absurd. Evident. Da. Dar și dezvoltarea trebuie să aibă o noimă. Trebuie să aibă o noimă. Și, în mare parte, are noimă. Agenția ta și oamenii tăi în ce se simt mai bine? Uite, de exemplu, eu mă simt mai bine vânzând imobile vechi. Da. Și noi suntem tot pe vechi. Tot pe vechi? N-am avut... abia acum am luat primul ansamblu, două bloculețe, 20 de apartamente în reprezentare la vânzare. Dar eu sunt, cumva, am avut repulsie la vânzare din fază de proiect. De ce? Pentru că business-ul nostru este un business de relații, reputație și recomandare. Și dacă dezvoltatorul întârzie sau nu da, știi? De-aia nu vând eu blocuri noi, da, numai unul la vânzare. Acum și să mai iau unul cel mai șmecher. Și doar cu dezvoltatori pe care îi cunoaștem, știu ce au făcut, au istoric, ne bazăm pe istoricul lui, da, putem să ne punem cuvântul. Sunteți siguri că nu vă pătează reputația? Da, pentru că în orice tranzacție imobiliară ce nu merge bine, dacă ceva nu merge bine, agentul e vinovat. Da, da. Ai imobile la blocuri noi, dezvoltatori acum? Da. Avem un dezvoltator, dar 23 de apartamente. Dă-i numele, fă-i reclamă. Paradis Residence. Bravo. Vis-a-vis de Paradisul Acvatic. Am încredere în tine că altfel nu-ți dădeam voie să faci asta. Paradis Residence, frate. Da, este sus deja, încălzire în pardoseală. Este gata, aproape mai sunt finisajele de post. Cât e metru util? Între 1600 și 1825. Bă, nu e rău. Cu TVA inclus. Bă, bune. E bun, da. E bun. Nu e rău. Că pare geamuri bun. Și unde e cazonă? Pe Griviței, zona Paradisului Acvatic, este o zonă că în dezvoltare, ăsta este primul ansamblu, dar urmează încă patru blocuri în autorizare și încă 160 de apartamente. Dar nu strică urbanismul zonei, sunt vezi serioși. Nu, erau efectiv niște grădini într-o zonă semi-industrială și iese bine și arată bine. Care e nivelul la chirii, apropo de vânzări? La chirii cum merge treaba? Cât e un două camere de închiriat în Brașov, într-o zonă? Nu centrală, cum... Deci nu vorbim de zone centrale, nu vorbim de Unirii, de Universitate, de Romană, de la noi la București, nu vorbim nici de zona centrală la voi. Semicentrală, da, cu acces, nu știu, să ajungi de ai treabă în 15-20. Media este de 400 de euro pe două camere, adică mix vechi și nou, 3 camere, 550-600, ca la noi, să fie ok. Da. E fix pe fix.
Dar cred că închiriez mai repede în Brașov decât în București. Nu știu, mă gândesc. Spre ca, o zonă... ca și chiriaș să găsești ofertă? Da, sau... Nu, să cât de repede îl închiriez ca în Brașov. Ca și proprietar. Vin foarte mulți oameni care vor să aibă... Destul de repede. Adică dinamica este foarte mare. Cererea este destul de multă. Sau și cumpără foarte multe apartamente, foarte multe apartamente în ansambluri noi pentru rentabilitate. În cât timp scoți investiția? Pe nou ansambluri consacrate 20-25 de ani și se cumpără. Mă, lași! Da. Eu promovez 14 ani la București. Tu promovezi 14 ani la București. Asta e procentul de străinătate, da. 20-25. Da. Păi dar nu mai n-ai cum, ai 135.000 să-l închiriezi cu 400. Joc. Calculează. Păi da, deja mi se pare câmpenie. Calculează. Am auzit că la cec pe depozite de lei ai 7% pe an. Desigur. De anul ăsta. Da. De ieri. Cât să țină? Cât să țină? De ce să cumpăr cu 135.000 să închiriez pe 400 când poți să anul ăsta, depozit la cec de 100.000 la... lei și să iau 7% pe an? Da, a fost și 9, nu știu, am impresia că au fost câteva bălci care au dat 9% la depozit la termen pe un an. Adică renta, dar deja ne uităm în dinamica tranzacțiilor și încep să se cumpere cu credit. De când s-au anunțat cele două sau trei bănci cu dobândă fixă pe 5 ani. 5.9 au început să se mai relaxeze, numai să așa speriați clienții cu credit și... Deși eu am vorbit doar despre fratele meu, da, Vlad Trâmbițașul, duhovnicul imobiliar, eu am o soră, are până în 50 de ani, 40 și un pic de ani, în Norvegia, într-o altă căsătorie a lui tata, e medic acolo, medic de familie, și a cumpărat casă cu dobândă 0.7 pe 30 de ani. Ce? Da. E dată peste cap în momentul ăsta, e mare panică, băi, panică mare. A venit la mine cu 200, m-am văzut la fratele meu cu ea, a venit în vacanță cu fisa. E panică mare, a luat o lumea razna că a ajuns la dobândă la 3.5. De la 0.7 la 3.5 e mult, de câte ori s-a... Mult. 5 ori, da. La noi ar fi festival dacă... Da. Și zic, sorbă, Ilinca o cheamă. Cum mă 3.5? Da, Cerbi, da, am avut 0.7. Tu dă-ți seama cât mi s-a înmulțit mie rata? Lasă cât la voie 5.9 și e bine, e party, cumpără lumea. Da. Am avut 0.7. Cum mă 0.7? Băncilor, wake up, Norwegian style. Nu, dar se știe 7. Că România are una dintre cele mai mari dobândi. Prieten, în Olanda, 1% dobândi. Tot la fel, la 600.000, Utrecht. Central, 3 camere, în jur de 600.000, tot la fel, dobândă 1. 1%, adică 6.000 bani în plus față de cât bani dă înapoi la primul an de credit. Asta înseamnă. Da. Așa da, tati. Da. O să ajungem. Dar de ce își permit dobânzile astea? Mă refer la bănci. Că bă, mă gândesc și la ei, și la sufletele lor, și la copiii lor care pleacă și la chiriile pe care dau pe 20.000 de euro pe lună la Romană să ai birou tu, BCR sau cine ești tu, da? Nu ține doar de bănci. E un întreg sistem care funcționează. Că de-aia au și spitale, de-aia au și autostrăzi, de-aia au și... Adică e un sistem care poate și la ei se fură, dar se fură mai puțin decât la noi. Mai cu bun simț, mai faci o autostradă, mai faci un spital, mai faci o școală, mai și o dobândă pentru oameni, mai furăm și noi. La noi, din păcate, de 30 de ani doar s-a furat. S-a furat și mai dăm și noi un pic la spitale, mai dăm și noi un pic invers. E pus mai sistemul. Mai întoarce câte diferent. Puțin. Da, asta este. Am înțeles. Deci se dezmulțește, că am avut, chiar discutam ieri cu cineva și Brașovul. S-a simțit foarte tare impactul ăsta cu lipsa apetitului de creditare, cu înăsprirea condițiilor, oamenii nu se mai încadrau, mărirea gradului de îndatorare. Mai... Și au scăzut tranzacțiile pe apartamente și au avut un efect foarte puternic asupra terenurilor, parcelelor de teren. Deci primul semestru aproape blocat. Parcelele de teren nu s-au vândut, că erau mult. 70% din cumpărătorii de parcele de teren sunt vânzătorii de apartamente și dacă n-ai infuzie de capital proaspăt din creditare, practic n-ai cash flow. Bă, ce vorbă deșteaptă, ai spus, așa este. Da. Așa este. Vezi, chemat, vezi, terenuri cumpărătorii de apartamente. Da, tati, bravo. Mamă, ce deșteaptă.
deștept. Auzi, apropo, că tu ești oricum super deștept. Șervane, tu muncești foarte mult. Eu ți-am spus ce fac, mă ocup de dezvoltare, dar gen și am timp să analizez. Bravo, tati, bravo. Că tot ești deștept așa, tu ești din ăla de a face predicții imobiliare? Cum va fi piața în 2-3 ani, nu? Nu pot. Nicio. De ce, a? M-am fript? Și eu m-am fript. Știi că eu m-am, dacă ne uităm pe graficul de indice imobiliare, prețul, indicele imobiliar, eu m-am apucat de imobiliare fix în bula aia acolo. 2014 a fost cel mai jos preț. Da, după... În august 2014. Și eu m-am apucat în octombrie. Deci eram acolo. Și am crescut toată cu piața. Norocul meu. Da, am și eu Dumnezeu meu. Stom bun la suflet. Și de atunci toată lumea, a crescut, stai că o să scadă, ia să vezi. Cum. Și tu zădeai și tu cu părere. Cred că o să scadă, cât să mai duc așa, cât să mai duc, cât să mai duc. Și a dus, uite, și încă duce, încă duce. Da, e un pic mai jos față de an cu doi ani, față de înainte să înceapă războiul. Brașovul să știi că nu e. Bucureștiul. Deci Bucureștiul știu că este, Brașovul se vede, efectiv, plafonare. Se cere mai mult, dar se plătește la fel. Deci nu avem, din punct de vedere preț plătit, nu se plătește mai mult decât anul trecut, în toamnă. Adică așa, deci nu s-a schimbat. Bun. Cu toate că indicele a crescut, zice că statistic, dar vezi tu, așa fac și oamenii, așa fac vânzătorii. Ei analizează ce văd, ce se cere. Dar nu au acces la informații, la ceea ce este cel mai important. Ce s-a vândut, cu cât s-a vândut, în cât timp s-a vândut și ăla care cere, de cât timp cere. Că dacă ăla cere de 2 ani și tu ai un grad de urgență să vinzi în 3 luni, de ce te compari cu ăla? Ai timp? N-ai. Și cheamă un consultant la o analiză, îți spune măcar cât, să-ți facă o evaluare, cam cât ar valora imobilul. Și după aia e decizia dacă îl angajezi sau nu. Că până la urmă, asta înseamnă diferența între un agent imobiliar și consultant. Agentul se duce efectiv pe a face, să facă tranzacția, consultantul oferă consultanță ca să obții ceea ce pretinzi că dorești să obții. Da. Hai să revenim la motivul pentru care ești. Cum ai cucerit tu pe mine, măi, George Șeicaru? Nu știu, mi-ai vorbit despre reprezentare. Ofertarea multiplă pe care tu o practici și pe care eu am aplicat-o de când te cunosc și am vândut deja 4 imobile cu ce îți mai învățat mai mult. Mulțumesc din suflet. Cu asta m-ai cucerit, îți spun, cu un concept pe care nu-l știam, că până la urmă asta îți place la o femeie, nu? Doar el a prins. Știi, da, el a prins, adică să strânească interesul. Da, sau mă, aia mă, ai vrut să zici, mă, da, mă. Așa. Mi-a arătat o gaură nouă și a zis, păi, cer bani, mergem și aici, opa. Poți să mă fac, las. Așa. O ofertare multiplă. Și zic, ce are, mă, băiatul ăsta, a luat o razna? De tot. Și ce înseamnă? Ce înseamnă? Înseamnă să dai... Am un crez și o convingere că lucrăm într-o piață de vânzare articole unicat. Fiecare imobil este unic. Da, ora are amprenta lui, da. Da? Și așa din istoricul vânzărilor din evul mediu până în prezent, cel mai bine articolele unicat s-au vândut prin strigare, în licitație. Te duceai cu el în piață, am ăsta, cine îl vrea? Cât dați pe el? Bun, și atunci, dacă un cumpărător caută 6 luni în piață, că îți spun filozofia din spatele sistemului, dacă un cumpărător caută în medie 6 luni în piață, un imobil, vede 15, 20, 30 de oferte, vânzătorul, de ce n-are șansa asta? Să vadă și el măcar 2 oferte. Dacă un vânzător iese astăzi cu prețul corect în piață, primul cumpărător calificat care a căutat de 6 luni vede că e ofertă bună, că este educat, că a văzut prin comparabile, a ajuns și spune cât vrei priză. 100 de mii? Da. Care e ultimul preț? Că asta e prima întrebare. Da. Păi 100 de mii, nu vreau să las nimic. Da? Ok, îți dau 100 de mii. N-ai cum să-i cer mai mult. Că tu ai cerut 100 de mii, ai întins palma, ai bătut palma și ai vândut cu 100 de mii. Niciodată nu vei ști dacă puteai să obții mai mult pe imobilul tău. Și atunci,
în reprezentare poți să faci chestia asta, pentru că ești pe comision zero, n-ai niciun fel de obligație morală sau financiară față de cumpărător, dar ești etic și transparent. Toate plusurile și minusurile imobilului astea sunt, poftim, ăsta e imobilul, faceți o ofertă. Da? Dar un imobil se vinde dacă întrunește trei condiții. By the book sunt două. Expunere și preț. Dar în românica noastră sunt trei. Juridic e cel mai important să poată să fie transmisibil dreptul de proprietate. A doua, expunere sau expunere către toată plaja de clienți existenți în piață la un moment dat, într-o perioadă de timp rezonabilă, și prețul să fie corect. Dacă le-ai întrunit pe astea, se face cod. Nu există la ce dinamică avem astăzi, la câtă cerere este în piață, nu ai cum să nu primești oferte multiple. Dar e o chestie doar de gestionare. Ca vânzător singur, individual, nu poți să faci asta. Că tocmai ce am făcut scenariu, dacă ți-a pus prețul pe care l-ai cerut în mână, trebuie să vinzi. Că dacă nu, ești cârcotaș. Și intervin orgolii. Dar ca agent, ok. Asta este oferta. Stabilim vizionări. Programat. O săptămână colectăm cerere. După o săptămână dăm drumul la vizionări și la vizionare toată lumea poate să facă ofertă. Două zile colectăm oferte. Și atunci, practic, cea mai bună ofertă câștigă. Așa e și normal să Adică fie. Eu pot să ies cu un apartament la 100.000, dar să-l vând pe 115. Categoric. Există un instrument pe care îl folosești ca să faci Da, noi avem un instrument pe care îl folosim. Poți să vorbești despre el sau e confidențial? Nu, se numește Imobid. Cum? Imobid. Bid. Bid. Bid de la ofertă. De la ofertă. Oamenii primesc un cod, de un link de înscriere și se apucă și văd efectiv ce oferte se primesc în timp real. Primesc SMS, depune și ofertă. Ca și cum eu vreau să cumpăr ceva de pe eBay. Da. Da? Și fac ce ofertă și eBay-ul mă avertizează. Vezi că s-a primit ofertă mai mare ca a ta? Da. Îl pierzi, dai mai mult. Îl pierzi, dai mai mult. Dar bănuiesc că imobilul ăsta vrea bănuți. Da, este un fee pe care... E procentual sau e fix? Este procentual. Este procentual, e cam 0,5% din prețul vânzării sau prețul vânzării. Comisionul tău? Din prețul vânzării. Deci, îți spun una, am plecat de la 150 la 165, a costat vreo 300 de euro. Ceva de genul ăsta. Okay. E bine? Rezonabil, da. Okay. Dar este super instrument. Zic. Ca să explicăm, că tu ai explicat foarte tehnic, că ești un băiat tehnic și de-aia ești unde ești și ești mare. Ca să explicăm, ca pentru toată lumea, da? Eu am un bun imobil pe care îl scot la vânzare la 50.000, în două camere confort, două în București. Toată lumea vinde, iese pe piață, proprietari, ies la 60.000, în speranța că scapă de nevoi, de griji, că negociază omul agent 55, tot a făcut cu 5.000 mai mult decât 50, cât e prețul corect. Tu dacă ești direct pe prețul corect, cum nu prea ies oameni pe 50.000, o să ai cerere, o să ai bătaie pe tine. Categori. Bă, nu-l vinzi mâine. Tu ca agent zici, două săptămâni eu fac vizionări și aștept ofertă. Da? Azi e 1 august, pe 15 august eu am programat notariatul. Cu ce cumpărător nu știu. Da? 15 zile, voi având programul ăla imobil, da? Păi intrând cu un cod pe apartamentul meu, zici, eu dau 50.000. Altul zice, dau eu 51. Altul ce dai eu 53, 54, 55, 50. Așa, și îl vând pe 56, un imobil care face 50, dar cu pe prețul pe care alți vânzători ies pe 60, că ei speră să obțină 60. Dar îl vând pe 56, de ce? Că am ieșit pe 50. Bun. Ce se întâmplă? Ați înțeles? Ați înțeles. Că altfel nu erați aici. Ce se întâmplă dacă eu primesc 55 și se sucește? Cine? Cumpărătorul care a dat pe imobil 55 și zice, programez notarul, cum am zis, peste două săptămâni, nu știu cine va fi cumpărătorul, buletinul cumpărătorului îl dau ultimul la notar. Și cu o zi înainte îmi zice, nu mai vreau să cumpăr. Iau ultima ofertă din urmă. Categoric, te întorci la următorii clienți. Deși au niște disclaimere, au niște angajamente pe care și le asumă, niște termene și condițiile sunt mai dure decât atât. Adică dacă tot intri să faci, fă-o. Păi asta inclusiv, nimic, inclusiv oferta, nu dă nimic. Nu. Okay. Dar pierde ceva dacă e... Nu pierde nimic. Nu. Și care sunt disclaimerele? Păi, inclusiv vânzătorul poate să solicite hotărâri judecătorească. Să ceară, să-l oblige să cumpere. Băi, ești nebun. Uh-huh. Deci pierde dacă se sucește. Uh-huh.
S-a întâmplat? Se întâmplă des sau... Nu. Deci când se întâmplă chestii de genul ăsta, nu s-a întâmplat niciodată. Până la imobil făceam pe WhatsApp. Deci am avut creșteri de 15%, 20% la imobile. La 150, la 165, de la 33.000 la 38.500. Ultima a fost, că o cunoști pe Roxandru. Și cum pe WhatsApp? Făceai un grup? Nu făceam un grup. Primeam ofertă de la tine pe scrisă pe WhatsApp, tot un scris. Da? Și îți dădeam forul ție. Șerban am primit de la celălalt client. Păi da, nu, pe WhatsApp poate să faci măgării. Tu nu faci, nu fac. Știu, adică dar știu, puteai clar. Să faci. Da. Pune pe nevasta să-ți dea orice... mesaje în ver 58 și să dai forward cu... Regulă da, de, măgărie și risc. Regulă de aur, niciodată nu faci măgării. Pe imobit nu faci măgării. Că nici pe WhatsApp. Lasă mă că poți tu să faci altceva. Poți să faci. Păi dar până la urmă tu cumperi... Păi și toate ca oferte. Om de prestări servicii, cumperi în primul rând încrederea clientului. Categorie. Asta vinzi tu. Să zicem că n-ai încrederea clientului. Deci poți să faci și măgării. Și o asumă. Pentru că dacă n-ai încredere în mine, ți-asumi să-l pierzi. Adică poți să nu intri în chestia asta. Da. Ți-asumi să-l pierzi. Dacă tu ți-asumi să-l pierzi, acum ce să zic? Aplicația asta e foarte bună, de-aia zic. Mai ales dacă te obligă juridic. Da. La niște chestii. Roxandra a crescut acum 3 săptămâni de la 78.900 un apartament la 86.400 sau ceva de genul ăsta. Au intrat 15 clienți au intrat în aplicație, 5 au licitat. Și își cer clienții aplicația sau cum se face? Păi le propunem noi, adică le spunem, vreți să ofertați? Da, ok, uite, primiți un link, vă înscriu un sistem, e o ofertare digitală, vă rog să vă depuneți ofertă. Okay. Dacă vrei să dai mai puțin decât cea mai mare ofertă pe care o avem, nu te las aplicația că e ofertă mai mare. Adică și comisionul tău rămâne, de exemplu, tu ieși pe un apartament la vânzare pe 80.000 și vinzi pe 90, pe 90, da. Tu ai comision standard 4% plus TVA sau crește în funcție de reușită? Nu. Deci... Comisionul ăsta o crește în funcție de reușită e foarte tricky pentru că te poate împinge în partea cealaltă, în extrema cealaltă, să subevaluezi imobil. Anume te-am întrebat asta. Da? Și atunci nu-ți dă acord comisioane de succes. Adică hai să înțelegem fiecare valoarea pe care putem să o aducem plus valoarea pe care putem să o aducem. Ne stabilim prețul serviciilor, care în cazul meu e între 0 și 7%, depinde de speță. Că mă întreabă mult, pe ce comision lucrezi, George? Între 0 și 7% plus TVA. Păi și pentru 0 ce faci? Lucrez împotriva ta. Ce să fac? Mă plătește celălalt. Ce doamne iartă să fac? Că n-am ONG. Am SRL. Pentru 0, uite, ți-a răspuns la telefon. Da. Corect. Am cerut. Știi care e cea mai mare comision pe care l-am cerut? Deodată? 93%. Explică. Ai cum? E tricky. 93%. Zi-mi, povestește. Hai să vă spun așa o poveste. Mă sună o colegă să-mi facă o recomandare, un teren în Brașov. Zice, bă, bun teren, mare, ok, cu proiect, ok, fără pus, fără nimic, extravilă. Și îmi dă lead-ul, sunt clientul, bă, ok, am făcut analiză, că l-am poziționat, am găsit lângă el, deci fix. Pe limită cu el, vândut cu 4,20 € cu pus parcelat. Și îl sun pe clientul meu, cât vreți pe terenul ăsta? 60 €. Pe ce? Pe tot? Nu, 60 € pe metru. Zic, păi doamne, n-aveți cum, că... Adică e imposibil că mai jos a vândut cu 4,2 cu pus, cu noi trebuie să ieșim cu 3,6. Adică la suprafața asta și nu știu dacă se va întâmpla ceva, că celălalt s-a vândut în 200 de zile, noi avem timp. I-am făcut eu un research în piață, era de vreo 10-12 ani la vânzare, adică el avea timp. Dai seama. Și zice, nu tot nu știi care, eu vreau cu 60, dar accept ultimul 58. Preț, 50. Putem să colaborăm. Zic, doamne, eu sunt agentul care... Sunt un agent bun, zic eu, dar rezolv nevoi, nu dorințe. Pentru dorințe sunați la peștișorul de aur. Ce să zic? Trecați o lampă. Deci, nu știu. Da, ok, putem să colaborăm. Dom'le, putem să colaborăm. Păi și care e comisionul? Păi la ce preț? Păi la 50 €. Păi la 50 € e 93%. Cum, dom'le, mă luați la mișto? Zic, dom'le, asta ați început. Dar trebuie să fac eu discount clientului cumpărător, astfel încât să-l duc în prețul corect. N-am cum să iau așa ceva în portofoliu. A, stai mă, asta e cel mai mare comision pe care l-ai cerut, după deci care el, l-ai avut. Deci el,
pe care l-a cerut. El nu vrea să accepte prețul și poate mi-accepta mie comisionul să fac un discount cu părătorul să cumpăr. Ai zis că de comisionul în care ți-ai pus tu 3-4. Să ajungă în preț. Băi, mai e vreo întrebare? Eu mai am una. Te rog. Eu vreau să mai zi tu primul, că a mea e de final. Mi-am adus aminte că ne-au tot întrebat oamenii și au lăsat comentarii la toate episoadele să vorbim despre cutremur, că a fost cutremurul din Turcia. Bă, da, mai să mă, cutremurul tot din Turcia, da, și zi, mă. Am o mică idee, m-am documentat un pic și am citit. Ideea de bază la ce am citit, să mă contraziceți dacă știți altceva, e că în Turcia, din păcate pentru ei, corupția e la un nivel mult mai mare ridicat decât în România și aici a fost problema, pentru că la construcții și așa cum se fură la noi la materiale sau se aude că se pune mai puțin, că nu știu ce, în Turcia era de 10 ori mai grav și de-aia au avut foarte multe probleme și la cutremur, pentru că corupție mare, probleme la construcții și așa mai departe. Remunerație după buget mic. Eu asta am aflat, asta am citit, nu știu, n-am fost acolo, nu, doar ce m-am documentat și am căutat pe net. Deci, N-a avut un trâmbițaș și nu eu, nu l-a avut pe tata. Tata mea a ieșit la pensie cu 10 ani anticipat, pentru că veneau la el, că mai, cred că am mai povestit asta. Domnul trâmbițașul, mai taie, dă-mi fierul ăla, dă-mi... Nu tai, bă, ești tampila mea, dacă căzut blocul, eu fac pușcărie, cum să tai, dă-mi fier? Lăsați, caut alt inginer structurist. Și tata mea, nu, veneau numai la el, constructor numai de ăștia. Mai taie de fier trâmbițașul, că se scupise fierul. Și a zis, ies la pensie. O pensie de 2 lei, anticipați 10 ani, îți dai seama. Aia a fost. Îți dai seama că acolo mai taie, băi, de fier. Și fierul era deja la jumate și mai taiau de fier. Și mai pui, da, fier mai pui, domnul. Ai 11 etaje fără fier. Liță de aia, de pești pescuit. Da, mă, da. Ce vreți vorbind de cutremurile din Turcia? Priză? Bă, a murit mulți oameni, necaz mare, sărăcie mare și la noi trebuie să vină, îmi pare rău. Știu, stau într-un bloc din 74, din plăci sudate, care a stat nereabilitat 40 de ani și toate plăcile aia sudate, sudătura aia, tras umezeală. Îți dai seama că-i pilav, ai mamă, e dacă mă pic cu film, un blocul ăla cade. Știu, dar nu vreau să mă gândesc la asta, să-mi dea Dumnezeu ferește sănătate până când o să prind, să-mi cumpăr o casă. Nu cunoști un agent de reprezentare. Trebuie să vină, că-i din 40 de ani, au trecut ea 40 de ani. Și încă un lucru foarte important. Ce vrei să zici? Vreau să mă gândesc la cutremur. Sunt foarte mulți oameni care mă sună și au argumentul ăsta care e absurd din punctul meu de vedere. Lasă-mă că a prins cutremurul din 77. Da, mai ține. Le-a prins pe alea și o să țină. Oameni buni, blocul doar a fost slăbit la cutremure. Da, măi, ca și întărit. Cum ai luat o construcție de Lego, că iau una acolo, dar spără băieții ăștia pe mine, o pun aici și trag un pumn și nu cade. Și mai trag un pumn și nu cade. Asta ce înseamnă? Că dacă trag 200 de pumni, nu o să cadă, că a ținut la 2 pumni? Nu! 3! Înseamnă că dacă îi mai dau câțiva pumni, la unul o să cadă. Așa e și cu tremurile, normal. Și încă un lucru. Mutam așa în Brașov. La blocurile din București nu sunt expertizate, că mulți se bucură. Da, mă, e jale, mă, lasă-mă. Vrei tu să nu sunt de nici în Brașov. Hai să fim... Atragi! Atragi! Doar podcastul da, rămâne. Da, și eu sunt o persoană foarte... Sunt o persoană foarte optimistă și știu clar să ne întoarcem și la asta. E blocul cu expertiză? E expertizat cu bolină roșie. Prețul mic, puneți prețul mai mic și prețul mic cu agent de reprezentare tot timpul vi-l corectează piața. Nu te lasă oamenii să vinzi sub preț. Cum o fi el? Înțelegi? Deci este și cu tremure, cu expertizele. N-ai și listele alea. Unele sunt făcute, unele sunt nefăcute. Da, mă, știu. Eu am auzit povești în care s-au expertizat ca gradul 2 de risismic sau bolină, doar ca să se vândă mai ieftin, că a vrut unul să le cumpere la preț mic, să cumpere un bloc întreg, Dumnezeu să-l ierte. Știu unul care s-a dus săracul dintre noi, un om care a fost foarte puternic și a făcut asta. Nu i-a ajutat Dumnezeu că s-a dus săracul nasol. Și după aia a scos bulina, că de fapt n-avea bulină, că a făcut-o la măgării și așa mai departe. Sunt. Bă, dar în mare parte merită. Și sunt multe care merită și n-au. Și toate sunt pentru cadre militare în București. Când te sună cineva, e bloc făcut. Ieri am fost să o iau. Cadre militare. Oriunde aud, ăsta e pentru cadre militare. N-ai cum, ăsta e bloc. Da, mă, bile de rulmeți, pe de sub, de alea cum s-a făcea. Se mută, se plimbă. Sau rusești. Rusii făceau blocuri, adică rușii au multe seisme. Da, ieri am fost să iau un apartament pe Magheru 3236. Cum mă uit la KFC în stânga lui imediat. Gradul 2 de risismic. Gradul 2, U2. U2?
să mă verifice cineva. U2 sau grad 2, în fine, tot aia. U2. Bă, și zic lui ăla, fac un calcul că aici bloc vechi, 45 ani de construcție, 2000 pe metru. Că blocul nou e 3500. Blocul vechi, domn, câți metri ai? 38 de metri? Să scot în 80 de mii, ți-l vând dacă n-are grad seismic. Care grad seismic nu se dă asigurare pe seism? Zic, scădem 25% măcar. Între 25 și 30, hai scădem 27. Și mie este 58 de mii. Două camere la Romană, fix la Romană la metrou, da, etajul 1 pe spate, super lux. Dar nu e asigurat la cutremur. Ce înseamnă asta? A venit seismul, ți l-a dat jos, ai pierdut bănuțul. Cine se riscă? Eu nu mă risc. Eu nu cumpăr așa ceva nici dacă mi-l dai cu 20 de mii. Nu cumpăr. Și că de veni vine, nu știu când, dar vine. A acceptat sau nu? Nu m-a sunat, trebuia să mă sune. Și zic 58 de mii. De ce? Că era mort, distrus. Trebuia renovat, mai intra în el 15 mii, cu tot cu mobilă fi micuț, 38 de metri, îl băgai în regim hotelier acolo, cu 200 de lei pe zi. E combinație? Minim, da, la 200. Da. Nu m-a sunat. Da. El vrea, știi cât? 95. Dai, mă, 95 de mii și dacă vine zgălția la șpică, ți-ai pierdut banii? Nu dai, 5 de bun. Mai cerut și tu comision 95%? Zi ultima întrebare. Că... Unde te vezi peste 10 ani? Ca la... Ca la te, e bună întrebare. Avea un prieten care făcea stand-up dum, dacă se uită că-l știe, avea dum? O glumă că îl întrebau la... Știi că asta e întrebare la interviu, la angajare. La orice. Te vezi peste 5 ani? Și avea gluma cu când s-a angajat la Fornetti. Să vândă, l-au întrebat ea unde te vezi peste 5 ani și l-a zis tot împreună cu voi aici, crescând cu firma și de unde, că vreau să plec, nu vreau să mă aici. Mă, peste 10 ani mă văd în imobiliare, mă sper la o cotă de piață de 10% peste 10 ani. Cota de piață, astăzi nu știu dacă toate agențiile din Brașov au 10%. Piața este destul de mare și... cu o piață reglementată și faină și doar cu reprezentare. Pentru că reprezentarea asta e fix ce trebuie în colaborarea cu agenții. Dar, desigur, să nu mai fie denaturată, pentru că reprezentarea, în primul rând, înseamnă preț corect, unic agent, înseamnă agentul să colaboreze cu toți agenții din piață. Să nu cei de la primele trei litere din deci alfabet. Nu există să faci reprezentare fără colaborare. Nu. Deci poți comision să fii tu zero. Oricine. Poți să fii tu... Da. Deci comision zero pentru cumpărător, colaborare cu toate agențiile care au un potențial client care poate să oferteze și trei, ofertare multiplă. Corect. Deci dacă n-ai ofertare multiplă, te duci în reprezentare exclusivă a ta ca agent. Dați drumul la ofertare multiplă, că altfel... Da, tati, nu merge, funcționează. De când m-ai învățat, asta fac. Bravo, da. Îți mulțumesc. Asta, ăștia-s trei piloni. Și pentru... În slujba clienților, știi că până la urmă când te duci la un client, te duci la un interviu. Da, tati, orice câte interviuri am fost. Priză, mai întrebări? Să vezi dacă te angajez. Fraților, s-a dus și Podcast Imobiliar, episodul 7, Cristi Priză, Șerban Trâmbițașu și invitatul nostru special, George Șeicaru. Mulțumim, Andreea, că l-ai convins să vină. Ne vedem, sperăm noi peste două, nu o să ne vedem peste două săptămâni de data asta, că plec și eu cu concediu 10 zile. Dar în 3 săptămâni o lună ne vedem iar. Mulțumim Flobo Studio pentru fabricarea acestui podcast. Veniți, mă, la Flobo, că e bine. E foarte fain, bună. Foarte fain, bravo. Treabă băieți. Bună, aerul condiționat merge afară 40 de grade. Mi-e frig. Efectiv, mi-e frig. S-a ridicat părul pe mine. Și asta e. Cam atât. Fiți buni de câte ori se poate și întotdeauna se poate. V-am pupat. Pa!